Bună seara, dragii mei, sunt Tarotella cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Berbec. La mulți ani înainte să începe etalarea, ia să vedeți mai de aproape. Am pus crenguță de jar și îndepărtare, dar ia ca am zis să vă fac o urare specială, să vă doresc la mulți ani, sănătate, multe bucurii, creștere spirituală, înțelepciune. Reușite în plan material financiar în aceste vremuri foarte provocatoare și în plină criză financiară. Vă doresc tot ce e mai bun și nu uitați să vă păstrați și copilul interior viu, treaz și jucăuș. Haideți să începe talarea. Parcă totuși ceva a apărut. A apărut, da. A apărut în timp ce amestecam cărțile și au picat chiar pe jos. Cred că totuși trebuie să vorbesc despre o situație. Se confirmă și prin această carte. O situație destul de toxică. 15 este numărul diavolului în tarot. O să vedeți că reapare. Practicați compasiunea. Interesant că această carte a venit invers. Probabil că vă este greu să iertați pe cineva sau care v-a greșit, care s-a purtat necuvincios sau care nu s-a purtat conform așteptărilor într-o formă sau alta. Eventual, aveți de-a face cu un personaj care nu are compasiune, aveți de-a face cu un personaj narcisist. Dar vedeți voi, lucrurile trebuie văzute și dintr-o perspectivă diferită. De ce v-ați întâlnit cu acest personaj, ce și cum? Considerați fundația pusă, e un mesaj. Ideea asta de narcisism, de persoană egoistă, este confirmată și de celelalte cărți, acestea în special. 3 de cupe și 5 de spade. Pentru mine 5 de spade sunt bârfe, intrigi, oameni care se bagă într-o atmosferă, se bagă, intervin cu gânduri, cu cuvinte negative, într-o prietenie, 3 de cupe, frumoasă, sau între prietene apare a treia persoană, între prieteni, între iubiți, între colaboratori, apare a treia persoană care, în loc să vină cu o energie binecuvântată și blândă și plină de compasiune, vine cu conflicte, conflicte mentale, verbale, conflicte, creează conflicte. Se pare că acest personaj, de ce sex o fi, voi știți, e un personaj indecis, cu ceva tulburări emoționale, nu știe să aleagă, nu știe ce să facă, ascunde un stres, cum ar preotează, ascunde, 9 de spade, un stres, poate chiar un anume tulburare emoțională și mentală, nu musai patologică, deși pentru unii poate să fie, pentru că apare împăratul. Justiția, izvorul și diavolul. Izvorul, e un izvor aici pângărit cu acest diavol. O izvorul de sursă, de emoție, de sentimente. Într-un contract, cumpăratul și justiția poate să fie contract la locul de muncă, poate să fie o situație conflictuală cu statul. Și această situație foarte neplăcută, contract, să vă creeze conflicte, să vă creeze stres. Încercați să-l ascundeți, dar, eu știu, voi sau persoana la care vă gândiți, dar e greu să ascundeți acest stres. Se vede, dincolo de acest stres reținut, controlat, tot se simte. Se simte în felul în care alegeți, în felul în care vă manifestați emoțional voi sau altă persoană. Nu uitați că poate să fie vorba de altă persoană. Dar vedeți voi aici împăratul, justiția și diavolul. Și diavolul. Poate să fie un personaj cu grecere de cupe și diavolul care vă manipulează emoțional sau pentru bani, printr-un copil, uite, magicianul, financiar, la locul de muncă. Sper că nu sunteți voi. Unii ar putea să zică, vai că berbece sunt cum sunt, deocamdată fac etalarea pentru voi și țin cu voi. Așadar, și chiar nu vreau să mă conectez la persoane negative. Dacă ele apar ca și terțe părți sau, eu știu, quartete sau ce-or mai fi, vintete,
E altă problemă, dar eu nu țin să mă conectez la persoane negative, așa că dacă aveți de-a face cu berbeș negativ, nu e etalarea pe care o căutați. Eu acum citesc pentru berbeși care au de-a face cu o situație contractuală, justiția reprezintă contractul, da, e și balanța dezechilibrată. E o balanță dezechilibrată emoțional, financiar, energetic. Este foarte dezechilibrată această balanță. Eventual, din cauza problemelor financiare, vă afectează și emoțional. Poate să fie și o căsnicie cu diavolul și justiția și împăratul, o căsnicie extrem de toxică, în care aveți de-a face cu un narcisist, narcisistă, oameni care vor să vă controleze, oameni care nu sunt sinceri sau care vă pun în triunghiul, se variază de la un la unul, toate informațiile sunt pentru toți. Selectați-vă, pentru că etalare colectivă nu este etalare personală, dar ceva acolo... Hai să vedem situația cu care aveți de-a face în aprilie. Ia uite, 4, casa. Casa, apropo de împărat. Casa voastră. La capătul setului de cărți, 28, un bărbat. Deci cu 18. Un bărbat și o femeie, să zic, cu aură senină, cu un anume tip de noroc. Și această energie feminină este o ancoră, este stabilitatea unui personaj care probabil n-are stabilitate. Apropo de 11, de justiție, de balanță, n-are echilibru. Eu așa simt, poate nu sunteți încă unele doamne, cine știe ce de evoluate, dar căutați, dar aveți nativ o seninătate, un optimism și un anume tip de noroc. Hai să vedem, ia uite, regina de cupe, da, generoasă emoțional. Soarele lună Venus ascendent, nodul nord în berbec. Odată. Vezi despre un succes? Sau cineva încearcă să vă atragă atenția într-un mod neașteptat, destul de brutal? Poate cineva vrea să-și ceară scuze și voi refuzați? Sau este teamă de refuz și încearcă să atragă atenția altfel? Ia, hai încă o dată, lasă-mă să... Odată. De două ori, de trei ori, berbec, aprilie 2020 și, ia uite, justiția, contract sau căsătorie. Berbec, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, aprilie 2023. Încă o dată, la mulți ani. Regina de cupere apare. Împărăteasă, interesant, mama. Și regina de cupe mămoasă. Doi de spade. Și 6 de cupe, interesant. La capătul setului de cărți, 6 de spade. E drăguț că lăsați în urmă minciunile oamenii care v-au mințit, poate nu și-au dat seama, sau pur și simplu au acest stil de a fi, cum se zice, mitoman, kleptomani. Fără mintă, mint, fug din natura lor, e o natură a lor. Așa se comportă ei, dar fugiți, plecați, nu fugiți voi, voi plecați de lângă ei. Pentru că ei nu sunt în stare să vadă și să aprecieze. Cu 7 de spade, uitați-vă cum se uită în spate la soare și la 9 de monede. Nu sunt în stare să vadă. Probabil și misogini, interesant. Dacă aveți de-a face, doamnelor, cu misogini, pardon,
aventuroși care promit dragostea, dar probabil că pleacă. Interesant, promită. Asul de căpel îl văd ca pe o promisiune. Cavalerul de bătaie, aventuroși, provocatori, dar instabil cu 7 de spade. Îi lăsați în urmă 6 de spade. Bănuiesc că este și energia voastră. Îi lăsați în urmă. Poate este o situație la distanță. Un personaj vine, pleacă, vine, pleacă. No way, nu vreți așa ceva. Unii, cel puțin unii, unele, eu știu, persoanele pentru care fac eu etalări, știu că sunt din ce în ce mai înțelepte și mă bucur că etalările mele și ale colegilor vă ajută să vă stabilizați viața. Acum, dacă ceva nu rezonează, puteți să căutați în altă parte. Dar eu acum citesc cărțile care mi-au apărut mie pentru un anume colectiv. Regina de Cupe este mămoasă, este plină de empatie, apropo de nou, de lipsa compasiunii pe care am văzut-o mai devreme. Împărăteasa și ea are empatie, deci sunt patru regine într-una. Are empatie, are abundență, are stabilitate, are simțul valorii, are tot ce are nevoie. Și tocmai pentru că aveți această conștiință a faptului că aveți suficient cât să împărtășiți cui vreți, când vreți, cum vreți, aveți suficient cât să iertați, dar asta nu înseamnă că acceptați. Apare totuși la un moment dat în aprilie nevoia de a alege și de a separa niște energie. O să vedem la clarificări ce înseamnă acest doi de spade exact. Ar putea să fie nevoia de a alege între un personaj din trecut, eventual mama și copiii, și alt personaj. Hai să vedem tot, să clarificăm. Clarificăm Regina de Cupe pentru berbecuți. Regina de Cupe, clarificăm Regina de Cupe. Soare, Luna, Venus, Ascendentul lor din berbec. Wow! Patru de spade și Cavalerul de Monede. Ia uite, Luna, secretele sau luptele pentru putere. Aș spune că cineva crește în secret. Nu în ce secret, crește emoțional, spiritual. Cu trei de cupe și steaua și cavalerul de cupe, eu asta văd, o creștere spirituală, o dezvoltare, o putere, creșterea puterii. Manifestați în funcție de ciclurile lunare. Și confirm asta și prin patru de spade, care înseamnă eremitul, varianta mică. În tăcere vă ordonați gândurile. Încercați să vă vindecați cu Regina de Cupe de trei de spade, de dezamăgiri. Poate sunteți dezamăgiți de faptul că un proiect a mers mai greu. Cavalerul de Monede merge foarte greu, se dezvoltă foarte greu. Sau de un personaj care n-a investit suficient cât vroiați voi. Poate berbecii sunt dinamici, măi, sunt marțieni, marțiene, da? Poate ați avut de-a face cu oameni mai încet și v-au dezamăgit sau nu ați reușit să manifestați ce v-ați propus și v-a adus aceste întârzieri sau prea multe precauții din partea cuiva. Un nou metiu de dezamăgire, trei de spade. Eu asta văd. Patru de spade și Regina de Cupe în tăcere. Vă organizați gândurile și vă vindecați. Eventual vă gândiți în această perioadă de vindecare cum să creșteți, pentru că apare și împărăteasa și cavalerul, cum să creșteți pas cu pas. Dar hai să clarificăm și împărăteasa. Iaca. Valetul de bâte, o mamă și un copil. Poate gândurile acestea se referă la un copil? Mamă și un copil. Dacă nu e vorba de copil, pentru nu când toată lumea are copii, da? Poate să fie, să fie vorba despre un proiect al vostru, că e semn de foc. Un proiect al vostru pe care vreți să-l inițiați, original, interesant, freak. Care vă poate aduce abundență, dar, iar, trebuie să
Poate o chestie interesantă, proiectul respectiv ține de compasiune, de empatie, de copii, lucruri cu copii, desen, creativitate. Am dat desen ca să iei. Dar poate nu fi desen, poate sunt altfel de cursuri, zic și eu. Însă, pentru cineva, clar este un copil, pentru că apare și 10 de cupe, dar ia uite, împărăteasa iar. Dar e și o dezamăgire aici. Peste care trebuie să treceți, am zis mai devreme. Trebuie să vă vindecați ca mamă de o dezamăgire. Poate ați avut de-a face, interesant, mama cu regele de spade. Un soț sau o figură masculină autoritară, militară. Berbecii atrag figurile astea militare. Na, sunteți marțiene. Oameni care n-au știut să se deschidă emoțional, poate nici financiar n-au oferit prea mult. Și sunteți dezamăgiți acasă, în familie, în acest ideal. Dar, repet, vă vindecați și vă puneți... Eu astăzi mi-am cumpărat... Unde era chestia? Bilețele de alea galbene care se lipesc autoadezive ca să-mi pun și eu. Vă ordonați gândurile, să-mi pun așa un plan de acțiune chiar în fața mea. Să manifest lucrurile mai repede. Vreți să manifestați abundență și e dreptul vostru, dar iar o chestiune de mamă, copil, de creativitate, de proiect foarte creativ... cu potențial deosebit sau... Vedeți cum adaptați informația. Doi de spade. Care e cam doi de spade? Și pentru acest lucru trebuie să vă gândiți, să blocați bruiajele ca să vă gândiți. Valetul de cupe l-am văzut mai devreme și 10 de monede. Iar e un copil acasă pentru unii dintre voi. Dar pot să fie și niște scuze... Nu știu, poate ca și mame, vin ideile astea și trebuie să le transmit. Poate ca și mame, un copil va crea probleme și ar fi un anume blocaj pe acest copil, să zic, nu-i mai dați ceva, nu-i mai dați acces la, eu știu, finanțe, nu-i mai dați niște chestiuni ca să învățați o lecție, ca să învățați să fie mai profund, să... nu mai facă prostii, să nu mai facă greșeli posibil. Dar apare și un blocaj pe un copil, valetul de cupe. Dacă știți că ați avut de-a face cu un personaj căsătorit, căsătorită, care vrea să-și ceară scuze, nu știu dacă le primiți, pentru că această situație e destul de conflictuală. Ia uite, 5 de bâte. V-a pus în așteptare și ia uite, v-a amânat oarecum norocul. V-a amânat un pic norocul. Dar știți voi, amânările sunt și ele divine. Veți manifesta. Veți manifesta după această decizie importantă. Eu zic că e destul de importantă, că e un 10. Veți manifesta succes. Și veți înțelege fricile, eventual transformarea aceea despre care am vorbit mai devreme, că apar, să repet oarecum, cărțile, transformarea aceea, vă aduc... o înțelegere, un vis, ceva, un vis revelator, veți înțelege cum să mișcați energiile. Și nu în sens conflictual cu 5 de bâte, nici, da, cum să mișcați în folosul vostru, cum să vă adaptați. Pentru că aici sunt două energii total opuse, una care aproape stă, gen cavalerul de monede, semne de pământ, un mod special fecioară, și semn de foc, foarte combativ, foarte... agresiv uneori. E Marte totuși. Marte în berbec sau în leu. Mai degrabă în berbec. Cu alte cuvinte, sunt două energii total opuse care trebuie să echilibrate și am văzut justiția și diavolul. Acum, la ce se referă exact? Voi vă adaptați mesajul. Dar ca să meargă norocul, trebuie să fiți în mișcare, într-o mișcare armonioasă. Ia încercați un pic de meditație în mișcare, un qigong v-aș recomanda pentru voi. Hai să vedem 6 de cupe. De cupe, a vrut acest iau, 6 de cupe, 7 de spade. Dacă un copil v-a mințit, cred că puneți granițe personale și stabiliți niște reguli. Iar copil, minciună, nu știu dacă a furat, dar pentru unii, că văd totuși o imagine de familie în care posibil unii aveți de-a face cu un copil.
Dacă cineva din copilărie sau cu care aveți un, dacă nu e din copilărie, un personaj, un fost, o fostă, un personaj cu care aveți un trecut, 6 de cupe, v-a mințit, nu s-a implicat, e rândul vostru să puneți granițe personale, 7 și 7. Anul ăsta puneți granițe personale, nu le mai permiteți. Poate cineva va minți că e liber și de fapt avea familie și copii, da? Și descoperiți și vrea să-și ceară scuze. Nu, fără scuze, pentru că de scuze suntem sătui, dacă nu se produce și mișcarea și schimbarea, nu neapărat mișcarea, schimbarea. Așa, scuze și să repezi ce ai făcut, iar nu merge. Ia uite, blocaj. Blocați. Blocați, poate. E aventuroșul despre care am vorbit, poate cineva încearcă, stai, încearcă niște scuze. Eu aș spune că vă concentrați pe stabilitatea, echilibru vostru, pe stabilitatea voastră financiară, pe poziția voastră de mame. Poate soțul nu s-a implicat, poate eu știu cine. Văd aici totuși o mamă foarte implicată în această etalare la berbec, ca imagine dominantă. O mamă care are de rezolvat niște chestiuni acasă. Poate acest 10 de monede să țină de un job al vostru care e toxic și nu vă permite să vă implicați suficient în relația cu copiii. Și unele din sau unii dintre voi vreți să inițiați un proiect. Există și varianta asta. Dar sunt multe lucruri care se văd în aceste cărți. Semne de pământ, toate semnele sunt, și apă și aer și pământ și foc. Toate semnele sunt. Hai să vedem spre ce mergeți. Ia uite, valetul de cupe. Refuzați, ia uite, exact, refuzați, refuzați. Vedeți cum a apărut? Posibil cineva încearcă să vă controleze, să, da, să vă manipuleze, dar voi vă regăsiți stabilitatea în voi. Eu asta simt. Împăratul și împărăteasa, poate, dacă aveți de-a face cu, nu știu dacă, m-am săturat de poveștile astea, dar o să zic, dacă aveți de-a face cu bărbatul divin care încă nu a evoluat, please, no way. Nu prea e divin. Divin va fi când va evolua, deocamdată nu pare. În fine, voi știți ce vreți, dar hai să clarificăm regina de cupe. Clarificăm regina de cupe, 4 de spade și cavalerul de monede. Ia uite, împăratul. Da, probabil că, eu zic că vă vindecați de aventuroși și vă echilibrați. Nu mai vreți ca oamenii cu care aveți de-a face să ofere în stânga și în dreapta și poate și financiar, dar mai ales sexual nu vreți. Vă vindecați cu asta. Și vă concentrați pe munca voastră, pe creșterea voastră spirituală. Creștere cu 8 de monede spirituală cu steaua. Clarificăm împărăteasa și valetul de spade. Împăratul și împărăteasa. Unii dintre voi, într-adevăr, aveți discuții ori cu soțul, ori cu tatăl copilului, copiilor. Împărăteasa și valetul de bute. Steaua. Vă veți vindeca. Ia uite, iar apare. Vă veți echilibra financiar, clar, cu cavalerul de monede, încet, încet mergeți spre abundență, spre misiunea voastră, noul proiect, dacă vreți să faceți un nou proiect, va aduce vindecare și abundență, clar, cu 10 de monede, se confirmă și acest lucru. Ia uite, cavalerul de monede, 7 de monede, 6 de monede. Investiți într-un nou proiect. Veți investi. În continuare, 2 de spade, valetul de cupe și 10 de monede. Iar au fost probleme financiare acasă, conflictele se rezolvă, dar ce ar mai fi? Ia uite, 8 de spade, de bute. Mergeți mai departe. Ceva refuzați voi și ce refuzați? Ori niște scuze. Ceva refuzați, clar. Blocați.
imaturitățile emoționale ar putea să fie pentru unele doamne, trebuie să spun, să fie și un avort probabil provocat, pare provocat pentru unele doamne, văd și chestia asta, dar mergeți mai departe, chiar dacă nu e pentru că nu e pentru toată lumea, poate să fie pentru una, două persoane. Dacă ați avut o tăcere, a fost tăcere, ați avut tăcere, Doamne, a fost tăcere între voi și cineva, sau ați discutat foarte puțin, voi cu altă persoană, aceea ar putea să vină după, în această perioadă, să-și ceară scuze, să spună că n-au putut, că au avut jobul, familia i-a influențat, mergeți mai departe, nu știu cât iertați, puteți să iertați, că iertare e pentru voi, dar să nu acceptați. Între nou și valet. Păi aici unde e echilibru? Unde e echilibru? Aici este întrebarea interesantă. Unde este echilibru? 9 și 1. Unul dă foarte mult, altul foarte puțin. Și trebuie să fie echilibru într-un contract, în familie, între doi oameni. Însă sperați că va fi echilibru eventual cu altcineva dacă vă eliberați 6 de spade. Și dacă învățați să puneți granițe personale, ia uite, să blocați pe cineva, ori la distanță, ce am ridicat mai vocea, da? Să încheiați un capitol. Ia uite, personajul acesta care nu știe ce să facă, jonglează, vine, pleacă, vine, poate și peste hotare, problema lor, nu e a voastră. Sau dacă nu e peste hotare, poate să fie online, poate să fie în alt oraș, în fine, cineva jonglează, nu știe ce să. Clarificăm 6 de cupe, 7 de spade și 7 de bâte. Exact om, personajul despre care am vorbit. Alegeți voi în locul. Alegeți să-i... și să vă concentrați pe oportunități, pe lucrurile care vin. Da? Să vă atrageți oportunitățile, că alegeți. Iată. Marea preoteasă și împărăteasă. Eu văd aici creștere spirituală. Abundență. Dar posibil cineva v-a ascuns, poate mama, o situație cu mama copiilor, poate sunt niște situații, voi știți, secrete, sau pe care nu le știți în totalitate despre mama voastră, dar apar totuși semnale că cineva a încercat să manipuleze emoțional, poate chiar și verbal, dar cu mintea clară, 4 de spade și regina de spade, veți depista ce este neregulă și veți stabili. Aș zice, poate nu-i cuvântul corect, veți începe poate unii dintre voi un nou proiect, o nouă relație stabilă cu asul de monede, dar veți avea victorie față de cei care au încercat să vă manipuleze sau băgat între voi și, eu știu, colegi, șefi, membri ai familiei. Veți avea un anume tip de succes. Și vă veți atrage sau vă veți împăca cu sufletul pereche 2 de cupe. Mai încolo așa. Dar deocamdată sunt niște situații. Sper că. Am vorbit. Am zis că să fie o leacă mai rapidă. Oricum ar fi de recapitulat, vă găsiți stabilitatea. Dacă trebuie să vă vindecați mental și emoțional de niște situații, o veți face eventual muncind. Pentru abundența voastră, pentru misiunea voastră, pentru copilul vostru, pentru vindecarea voastră și pentru stabilitate. Împăratul poate să fie și o energie și o femeie, da? În energia sa masculină. Trebuie să țină casa, trebuie să aibă grijă de familie. Dar în acest context este un personaj care protejează. Posibil unii dintre voi trebuie să protejați pe cineva. Copil, casă, finanțe, și e de înțeles. Și repet, stabilitate, pentru că e 4 și 4, am început cu 4, terminăm tot cu 4, e chestiunea casă.
Că o fi frate, că o fi, eu știu, soț, că o fi fostul soț, că o fi tată, ceva este. Voi depistați, eu v-am descris cărțile care mi-au venit mie. Dacă nu vă reprezintă, căutați pe alt canal și ceva care să vă reprezinte. Ia uite, relații karmice. Asta e cartea relațiilor karmice, care ne oglindim defectele ca să știm ce avem de vindecat. Îți trebuie putere, dați în urmă că era putere ca să recunoști ce trebuie să schimbi. Am vorbit de schimbare, îți trebuie putere. 32.5 este mare preot. Interesant, la capătul setului de cărți apare Union of Hearts, cele două suflete. Am văzut mai devreme, chiar am spus acum 5 minute că vă veți întâlni, veți manifesta un suflet pereche, dar trebuie să aveți compasiune față de aceștia din relațiile karmice. 5 pe numărul diavolului, da? Acasă a fost ceva toxic. Vindecați-vă și creșteți. Asta pot să zic. Ia uite. Eu aș spune că a fost acasă ceva toxic. Dar vindecându-vă, vă atrageți o relație puternică, adevărată. Conexiune spirituală, dragoste adevărată și Union of Hearts. Uniunea inimilor, da? Eu zic că mai întâi vă vindecați, că am zis de un narcisist, o narcisistă, chiar de la început, vă vindecați ca să puteți atrage. Nu cumva să vă... Aici să nu vă mințiți că personajul din copilărie sau cu care ați avut trecut este personajul adevărat. Nu. Hai să mai luăm. Eu mai iau o carte. Hai, berbecu, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în berbec. Berbecuțe și berbecuți. Încă un mesaj de la Înger Arhanghel. Îmbrățișați-vă emoțiile. Regina de cupe, vindecați-vă, îmbrățișați-vă. Emoțiile pot să fie și de tristețe, și de depresie. Tot emoții sunt. Îmbrățișați-le, vindecați-vă și reorganizați-vă. Și acționați. Vedeți, nu e încă. Urmează să vină. Acționați de ca și când partenerul este aici. Urmează. Între timp, dați-vă timp să vă și odihniți, că aveți nevoie de odihnă. Mai ales primăvara asta. Ce-a zburat, astenia de primăvară se simte. Ia uite, liberați-vă de blocaje. De blocaje de oameni care v-au blocat. Liberați-vă. Și țineți-vă mintea clară, exact ce am zis mai devreme. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani, dragii mei, berbecuți și berbecuțe, de fapt, berbecuțe și berbecuți. Vă pup, numai bine, ceau, ceau.